Neuropatia diabetică este cea mai frecventă complicație microvasculară a diabetului. Potrivit estimărilor, pe parcursul evoluției diabetului zaharat, până la 50% dintre pacienți vor dezvolta neuropatie simptomatică. Principalele simptome ale neuropatiei diabetice sunt furnicăturile, înțepăturile, senzația de arsură la nivelul ambelor picioare. De asemenea, poate exista senzația de durere, care este mult mai intensă în timpul nopții și afectează calitatea somnului, dezvoltând astfel un nou set de simptome prin apariția fatigabilității. Totodată poate apare pierderea sensibilității la nivelul picioarelor, iar prin faptul că nu se mai percepe durerea, persoana cu diabet se poate expune unor situații care pot produce răni, uneori arsuri din dorința de a remite senzația de picioare reci și în cele din urmă se poate ajunge la infecții și ulcerații care, nefiind identificate la timp, datorită faptului că nu se face inspecția zilnică a picioarelor, poate duce la amputații și afectarea majoră a sănătății fizice și mentale. Testul Michigan este un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale. Chestionarul conține două aprecieri separate, una făcută de medic și alta de pacient. Testul Michigan este o unealtă extrem de valoroasă, care în esență ne ajută să fim conștienți de simptomele neuropatiei diabetice și să le evaluăm din când în când, tocmai pentru a încerca să prevenim o evoluție nefastă a acestei complicații. Testul este extrem de ușor de realizat și conține toată simptomatologia pe care persoana cu diabet o poate percepe, așa încât nu este nevoie nici să memorăm simptomele, nici să ne gândim la ele în fiecare zi, nici să ne temem de ele, ci doar să le citim, să le bifăm înainte de a merge la medicul nostru diabetolog. Din punctul nostru de vedere, cred că ar fi ideal ca rezultatul acestui test Michigan să fie la fel de obișnuit și de necesar în actul medical ca cel al hemoglobinei glicate sau al glicemiilor pe care noi le ducem pe o hârtie la medicul nostru ca să vedem cum am evoluat cu controlul glicemiei.